găsit scrise pe ușă la Gherla, unde am fost și așa, domnul Pațar, din cei 6 ani de care am fost condamnat. Eram elev și student la... Dar putem da rău, Pascal. Nu, cam o chestie. Deci eram student la Iași, numărul 2, eram... Mai aproape microfonul, să te auzim. Eram student la Iași, dintre cei străluciți, am fost propus să mă duc în Uniunea Sovietică ca să devin nu știu ce mare. Așa, pe linia aceasta, am făcut și niște studii de marxism-leninism și când ziceam eu că da, o să fiu, ajung în fruntea bucatelor, atunci m-au arestat pe niște treburi mai vechi, așa, prin ele s-a întâmplat lucrul ăsta. Așa încât am binecuvântat, cum zice poetul, închisarea, da? Închisarea. Am făcut 6 ani de zile, am ieșit de acolo înțelepțit. Nu pot să zic că n-a fost o școală de înaltă clasă, pentru că am întâlnit și oameni, dar mai ales ne-am purificat sufletește, știind că ceea ce trăisem noi până atunci era doar așa o iluzie, fără să cunoaștem esența, să nu cunoaștem esența acestei vieți, care este, într-un fel, dorința de apropiere de Sfințenie și de Dumnezeu. Nu se poate trăi numai așa din bunurile acestei societăți, dacă nu te apropii de Dumnezeu și nu, cum să zic, aduci și hrană sufletească cu care să ai o stare mai deosebită, de a fi om adevărat.